Монах есть тот, кто миру не причастен. Nu aparține lumii obișnuite. Întotdeauna el vorbește numai cu Dumnezeu. Cel care îl vede pe Dumnezeu ajunge să se cunoască pe sine însuși. Cel care îl iubește pe Dumnezeu este binecuvântat cu dragoste cerească și este iluminat de acela ce e lumina lumii. Chiar dacă este binecuvântat cu bogății, călugărul este mereu sărac. Chiar dacă este binevenit în orice casă, el este de-a purul împribiag. Ce lucruri tainice și minunate! Am atât de multe și cu toate acestea rămân atât de sărac. În mijlocul mulțimii de ape rămân însetat. Cine va putea da ceea ce am deja? Unde îl voi găsi în altă parte pe acela pe care îl văd deja? Cum să-l păstrez pe acela ce se ascunde în inima mea, dar care este în același timp nevăzut în jurul meu? Dar am urechi de auzit, deci să aud atunci cu tot sufletul meu deschis cuvintele dătătoare de viață. Pecerska. Calea călugărului. Domnul, care este milostiv ca un tată iubitor, a văzut căința și părerea ta de rău și te primește ca pe un fiu ales al său. De ce ați venit, fraților, căzând la Sfântul Altar și la această sfântă însoțire? Dorind viață pusnicească, cinstite părinte, doriți să vă învredniciți de îngerescul chip și să fiți rânduiți în ceata monahilor? Așa, cu ajutorul lui Dumnezeu, cinstite părinte. Cu adevărat bun și fericit lucru ați ales, numai de-l veți și îndeplini, pentru că lucrurile cele bune cu osteneală se câștigă și cu durere se împlinesc. Nu oricine poate deveni călugăr. Un om care are familie și vrea să depună voturile monahale trebuie să aștepte până când copiii săi sunt destul de mari. De asemenea, trebuie să aibă consimțământul soției sale și permisiunea ei ca să poată pleca. În alt preasfințitul Pavel, arhiepiscop al Vișgorodului și stareț al Lavrei Pecerska din Kiev, cu hramul Adormirii Maicii Domnului. Pe de altă parte, nu oricine poate îndura rânduiala monahală, nu oricine poate să fie ascultător și să se lupte cu sine însuși, pentru că numai cel smerit și împăcat poate rezista în fața ispitelor și încercărilor lumii de astăzi și își poate purta crucea pe care și-a ales-o. De bună voie și din cugetul vostru vă apropiați către Domnul. Așa, cu ajutorul lui Dumnezeu, cinstite părinte, nu de vreo nevoie ori silă? Nu, cinstite părinte, renunțați la viața voastră lumească și doriți să viețuiți după poruncile lui Dumnezeu? Așa, cu ajutorul lui Dumnezeu, cinstite părinte, veți petrece în mănăstire și în pusnicie până la cea din urmă suflarea voastră?
așa, cu ajutorul lui Dumnezeu, cinstite părinte, vă veți păzi pe voi înșivă în feciorie, în întreaga înțelepciune și în cucernicie, așa, cu ajutorul lui Dumnezeu, cinstite părinte, veți păzi până la moarte ascultarea către mai marele vostru și către frații cei întru Hristos, așa, cu ajutorul lui Dumnezeu, cinstite părinte. Pe vremuri când eram în armată, cei credincioși erau persecutați foarte sever. Soldații trebuiau să-și ascundă cruciulițele prin buzunarele uniformei. Într-o duminică, când aveam tabără în apropierea unei localități, m-am dus la biserică. Acolo am întâlnit un om care a devenit mai târziu cel mai bun prieten al meu și duhovnicul meu personal. S-a uitat la mine pentru o vreme și apoi m-a întrebat, vrei să vii la mine acasă duminica viitoare? I-am răspuns, desigur, voi încerca. Mai târziu s-a dovedit că locuința sa era un loc tainic de refugiu pentru credincioși și călugări, deci curând am intrat și eu sub aripile lor duhovnicești. Prietenul meu mi-a dat o carte a Sfântului Serafim de Sarov. Am citit-o și am fost mișcat până în adâncul sufletului. Arhimandritul Avramie, duhovnic al obștei. Odată când eram de gardă, am fost atât de absorbit de viața Sfântului, încât am lăsat deoparte orice măsură de precauție. Deodată locotenentul meu a venit pe neașteptate și m-a prins citind cartea. Însă s-a dovedit că era și el un om credincios. M-a întrebat, ce faci, băiete, citești ceva? I-am răspuns, da, să trăiți. Iar el m-a atenționat, ai grijă. S-a întâmplat ca până la vârsta de 18 ani să fiu crescut ca un ateu. Însă mi-aduc aminte că atunci când aveam 4 ani, bunica m-a dus la biserică. Ieromonahul Longin, directorul centrului informațional din cadrul Lavrei Pecerska din Kiev. Am făcut-o pe ascuns, astfel încât să nu știe părinții mei și vecinii noștri. Atunci am fost botezat. And there I was baptized. Надо мной было совершено таинство крещения. Eu am fost crescut într-o familie de creștini ortodoxi. Părinții mei sunt credincioși, iar bunica mea era foarte pioasă. Arhimandritul Varsanufie, trezorier. Când eram copil, părinții mei, mai ales mama, mă ducea întotdeauna la biserică. Ori de câte ori puteam, noi mergeam acolo, iar eu mă împărtășeam la toate marile sărbători, de Paști, de Crăciun. Mă aflam în Simferopol după accidentul de la Cernobâl. Am intrat într-o biserică și cineva m-a întrebat, știi să cânți în cor? I-am răspuns că nu. Vrei să înveți? M-a întrebat. I-am spus că da. Arhimandritul Policar, observator al regulilor monahale și dirijor al corului. Atunci m-a binecuvântat. Am stat alături de ei și i-am ascultat. M-a învățat chiar și cum să mă rog înainte de a cânta. Trebuie să-ți placă călugăria și să o trăiești cu dragoste și cu bucurie. Eu am iubit-o de când eram doar un copil, cu toate că nu înțelegeam pe deplin atunci. Arhimandritul Antonie, grădinar și membru al corului. Când m-am întors acasă din armată, i-am spus fratelui meu, vreau să devin preot, călugăr. El mi-a răspuns, tu un preot călugăr? Dar eu spuneam întotdeauna, vreau să mă călugăresc. Mi-amintesc că în clasa a patra eram pionier și mă indigna faptul că bunica mea mă botezase creștin. Mi-aduc aminte că în cadrul unei activități pionierești organizate în școală, toată lumea a criticat un coleg de clasă pentru că el credea în Dumnezeu. În timpul școlii am fost chemat de multe ori în camera pionierilor, unde mi se spunea în enumărate rânduri să nu mergem la biserică. Însă mie îmi plăcea să frecventez biserica, să particip la Sfânta Liturghie și să citesc cărți bisericești. Bineînțeles, pe vremea aceea erau foarte puține, însă nu scăpam nicio oportunitate de a citi cărțile pe care le dădea preotul. Tatăl meu mă certa într-una, încerca să mă facă să renunț la călugărie, îmi interzicea să fac lucrul acesta. În cele din urmă mi-a spus, nu mai ești fiul meu, iar eu nu mai ți-s tată. Mi-am zis în sinea mea, acum trebuie să aleg între tatăl meu și biserică. Și am ales biserica. Hristos se naște, măriți-l, spune o cântare din slujba de Crăciun. Nașterea Domnului a umplut întreg universul de o bucurie deplină, pentru că Dumnezeu a coborât pe pământ, luând trup omenesc, pentru a ne uni cu El. Putem distinge o analogie simbolică. Hristos se naște întrupându-se și devine prototipul omului nou. Tot așa
Și cel care vrea să se călugărească se dezbracă de haina cea veche a celor lumești și se îmbracă în veșminte noi, își ia un nou nume, semnal renașterii lui întru Hristos și a vieții sale noi și pornește pe o nouă cale care îl duce spre cer. Nouă viață, ide pe nouă puti, pe puti care ide la obnovlenie. Când eram în anul 2 la colegiul pedagogic, negam cu vehemență existența lui Dumnezeu. După ce am absolvit colegiul, am început să lucrez într-o școală. Într-o zi, Domnul m-a luat pur și simplu și m-a dus la biserică. Iată cum s-a întâmplat. Un elev de-al meu a căzut în timp ce se dădea pe o hintă, iar ceilalți copii care au venit în fugă și mi-au spus că s-a întâmplat ceva cu el și că nu mai respira. M-am grăbit la fața locului și am văzut că băiatul mai era încă în viață. Slavă Domnului, dar că se rănise foarte grav la cap. După ore, colegii mei m-au întrebat când m-am împărtășit ultima oară. Le-am spus că niciodată. Ei m-au întrebat din nou, dar ești creștin? Le-am răspuns, desigur, sunt botezat. Atunci fugi la biserică și roagă-te, mi-au spus ei. Am mers la biserică și m-am rugat cum am putut eu mai bine. Ieromonahul Longin, directorul Centrului Informațional din cadrul Lavrei Pecerska din Kiev. Desigur că nu știam prea multe lucruri pe atunci despre rânduiala bisericească, dar m-am spovedit și m-am împărtășit. Când m-am întors de la biserică, am sunat la spital. Mi s-a spus că băiatul își revenise din comă și că fusese transferat de la terapie intensivă într-unul din saloane. 4 săptămâni mai târziu, din mina lui Dumnezeu, s-a întors la școală. După acea tragedie, mi-era pur și simplu teamă să nu merg la biserică. Întotdeauna mi-au plăcut munca cu mașinile. Astăzi, când privesc în urmă spre acele vremuri, pot spune că Domnul m-a învrednicit să concurez timp de 5 ani în domeniul curselor de mașini. Am călătorit foarte mult prin toată Ucraina și prin Rusia și prin multe alte țări. Egumenul Pavel, asistent de superintendent în munca cu novicii și dirijor al strănii din dreapta. Participam la numeroase concursuri. Am luat parte chiar și la raliul național al URSS și echipa noastră a câștigat acel campionat. Cariera mea în domeniul automobilistic s-a sfârșit în mod tragic, aș putea spune, pentru că, din vina mea, a avut loc un accident, 3 mașini au fost incendiate, pagubele materiale fiind imense. Accidentul acela mi-a schimbat viața, îndreptându-mi pașii spre mănăstire. Necazurile te apropie mai mult de Dumnezeu. Întâmplarea aceea m-a făcut să mă întreb, cine sunt eu cu adevărat, dar cei din jurul meu, însă, mai important decât orice, a constituit un moment de cotitură în viața mea, pentru că atunci am început să mă gândesc la rostul vieții noastre pe pământ. După ce am terminat armata, am mers în Odessa, doar ca să vizitez orașul. Acolo am văzut marea pentru prima oară în viața mea și de atunci am început să visez zilnic la ea. Totul a decurs bine și am obținut o slujbă ca marinar pe un vas. Am navigat pe mare timp de mai multe luni. Ieromonahul Nestor, secretar al Consiliului Mănăstiresc și cancelar. Atunci am simțit pentru întâia oară cât de mult depinde viața unui om de ceilalți din jurul său. Am văzut cum viața întregului echipaj stă în mâinile unui singur om și cum fiecare lucru pe care îl face cineva influențează întreaga atmosferă morală de pe vas. După aceea m-am întors la Kiev și am intrat la Institutul de Limbi Străine. După ce l-am absolvit, am obținut un loc de muncă. Aveam o carieră de succes, însă simțeam că nu acesta este adevăratul meu rost în viață. Arhiepiscopul de Canterbury spunea într-una din predicile sale, viața fiecărei ființe umane este asemenea unui domeniu vast și profund care nu poate fi umplut decât cu prezența lui Dumnezeu. Omul încearcă să
umple spațiul cu tot ceea ce îi poate oferi viața aceasta pământească și limitată, cunoștințe, faimă, putere, sentimente, însă sufletul său nu va fi mulțumit până când îl va întâlni pe acela care poate schimba omul cu adevărat, îl poate transforma complet. Ca mulți alții, mi-am cercetat drumul vieții, mă căutam pe mine însumi. Cine sunt eu? Care e rostul meu în viața aceasta? Cu cine să mă însoțesc? În viața unui credincios există două căi care duc spre mântuire. Una dintre ele este calea căsătoriei, pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de femeia sa și cei doi vor fi un trup. Taina aceasta mare este. Însă mai există și o altă taină, iar Sfântul Apostol Pavel ne vorbește despre ea. Cel ce se lipește de Domnul este un duh cu el. Care chemare să urmeze omul? Pe ce cale să-și îndrepte pașii? Pe care din ele mintea și sufletul său vor prinde aripi ca să zboare? Cel care este căsătorit se îngrijește de lucrurile lumii acesteia și dorește să-și mulțumească soția. Cel care se călugărește se îngrijește de lucrurile Domnului și vrea să-L mulțumească pe Dumnezeu. Când eram încă în școală, nu mă gândeam deloc la mănăstire. Era monahul Gleb, bibliotecar. Știam că omul e bine să se căsătorească după ce am plinit 30 de ani, pentru că atunci este mai matur și devine mai puternic din punct de vedere sufletesc, moral și intelectual. Mai târziu însă mi-am dat seama că eu vreau să urmez o altă cale. Eram foarte hotărât să merg la mănăstire. Odată ce am luat această decizie, am început să-mi controlez comportamentul. Mai întâi m-am distanțat de femei. Colegilor mei li s-a părut ciudat, pentru că atunci când cineva se poartă astfel și este indiferent față de fructul oprit, atrage imediat atenția celorlalți. Then such a man attracts special attention. Особое внимание к этому человеку обращают. Astăzi am căsătorit doi oameni care au trăit împreună de 20 de ani și pot spune că mai există multe alte cupluri asemenea lor. Domnul i-a chemat spre biserică, iar ei s-au supus pentru că nu e niciodată prea târziu pentru a începe o viață duhovnicească. Domnul îi cheamă pe oameni la el în multe feluri și nenumărate sunt căile prin care aceștia ascultă chemarea. Este firesc pentru oameni să ducă o viață de familie, când alții aleg însă calea călugăriei, o fac printr-o alegere conștientă. Aceasta nu este o cale naturală, firească, ci una extraordinară. Conform învățăturilor sfinte, în împărăția cerurilor, oamenii nu se vor însura, nici mărita, ci vor fi asemenea îngerilor. Mi-amintesc că mă hotărâsem să îndeplin voturile monahale pe vremea când eram încă în armată. În al doilea an de stagiu militar, i-am scris o scrisoare prietenei mele, spunându-i că am de gând să merg la mănăstire. Ea nu m-a crezut și s-a gândit că e doar o glumă. Arhimandritul Varsa nu fie trezorier. Pe atunci încă nu știam că, dacă un om vrea să-i se dedice întru totul lui Dumnezeu, trebuie să lase deoparte cu adevărat toate grijile lumești. Este ca atunci când pleci la război și lași totul în urmă. Deci, dacă vrei să te dedici cu totul lui Dumnezeu și să-L slujești, atunci trebuie să abandonezi orice formă de vanitate și viață de familie. Acum imaginați-vă că acești copaci și trandafiri din spatele vostru sunt cei din grădina Ghețimani, că vă aflați într-adevăr în grădina Ghețimani. Ruf, nu te grăbi, mai încet! Iar pe tine, dacă stai atât de încordat, te va dura spatele. Stai în așa fel încât să nu atragi atenția. Da, așa, bine. Tu stai aici, iar tu vii către el. Să începem! Nu mă filma pe mine, eu sunt doar un regizor de platou. Mai întâi filmează-l pe Iosif, iar apoi pe Ruf, în timp ce se apropie de el.
Come on, please. Haideți să începem. Всех нас влечет к тебе гробница эта, единое объединило нас печаль и скорбь, и льются наши слезы, и множится к усопшему любовь. Bineînțeles că înainte de a alege calea călugăriei, m-am gândit foarte bine. Știam că astfel nu voi avea niciodată familia mea și proprii mei copii. E Romanahul Longin, directorul Centrului Informațional din cadrul Lavrei Pecerska din Kiev. La început mai aveam regrete cu privire la aceste lucruri, dar acum nu mă mai simt pustit și neîmplinit din cauza că nu am proprii mei copii. În primul rând, calea monahală pe care am ales-o nu-mi permite lucrul acesta, iar în al doilea rând, acum pot comunica tot timpul cu copiii care vin aici la școala noastră duminicală. Și adeseori sunt cuprins de bucurie când văd că semințele credinței pe care le-am sădit în sufletele lor vor da roade mai târziu. Cel care urmează calea călugăriei trebuie să aibă chemare. Aceasta vine de la Dumnezeu, căci toate se fac doar cu ajutorul Lui. După cum spunea Domnul, mulți sunt chemați, dar puțini aleși. Arhimandritul Avramie, duhovnic al obștei. Ca să fii călugăr adevărat, trebuie să te naști pentru asta. Sfinții părinți spuneau că fericite sunt generațiile și părinții în a căror familie s-a născut un călugăr, pentru că el se va ruga pentru toți. Binecuvântarea părintească este foarte importantă. Mama mea ținea mult la asta și atunci când i-am spus că vreau să mă călugăresc, m-a binecuvântat. Când a trebuit să plec de acasă, a plâns foarte mult și abia a vrut să mă lase să merg. Cu tatăl meu am avut însă probleme foarte mari. Până la urmă, Dumnezeu l-a înțelepțit și tatăl meu mi-a dat și el binecuvântarea. E romonahul Gleb, bibliotecar. Odată, sora mea a venit la mine la mănăstire și mi-a spus că tata m-a văzut într-un vis. Se făcea că mă căuta peste tot. A intrat într-un palat măreț și a început să strige: dați-mi fiul înapoi! Atunci, doi tineri în haine de lumină s-au apropiat de el și au spus: nu ți-l dăm înapoi, căci el a fost cu noi din tinerețile sale. După mai multă vreme, tatăl meu s-a mai îmbunat și ne-am apropiat sufletește din nou. Cu 3 luni înainte de a muri, m-a chemat acasă la aniversarea zilei lui. Policarp, observator al regulilor monahale și dirijor al corului. Tocmai devenisem ieromonah. I-am spus că voi putea veni doar îmbrăcat în rasa mea. A tăcut un timp, apoi mi-a spus: vino oricum. Acea întâlnire cu el a fost atât de prietenească și plină de pace. O lună mai târziu, tatăl meu a murit. A fost prima persoană decedată pentru care am săvârșit slujba înmormântării. I-am așezat la gât o cruciuliță. A fost o mormântare atât de emoționantă. Este ciudat să vezi cum părintele tău s-a apropiat în cele din urmă de biserică. A ajuns în sânul ei doar când a murit. Vă voi povesti ce mi s-a întâmplat la câteva zile după ce am intrat în mănăstire. Eram novice și purtam o rasă din aceea pe care toți novici o poartă. Mă simțeam puțin obosit și părul îmi era răvășit. M-am întâlnit cu un cunoscut de-al meu din străinătate pe care nu-l văzusem de mult. Când m-a recunoscut, i s-au umezit ochii de lacrimi și m-a întrebat: ce s-a întâmplat cu tine? Ce ai pățit? Ai probleme? I-am răspuns: nu, nici pe departe, sunt bine. Era monahul Nestor, secretar al Consiliului Mănăstiresc și cancelar. Dacă un om vine în mănăstire doar ca să se ascundă de probleme, va avea parte de probleme și mai mari. Nu poți fugi de tine însuți. Cred că aceia care vin în mănăstire trebuie să caute aici, în primul rând, calea spre mântuire.
Că chipul acestei lumi ne-a devenit străin, căci noi suntem diferiți de oamenii obișnuiți. Purtăm haine ciudate și trăim niște vieți neobișnuite, fără soții, averi și moștenitori. Însă, dacă am ales acest mod de viață, trebuie să ne merităm numele, să ne iubim unii pe alții, să ne eliberăm de pismă, să ne păzim de ispite, să fim rugători și recunoscători pentru tot ceea ce am primit, pentru ca, prin faptele noastre bune, să merităm împărăția cea cerească a lui Dumnezeu. Această mănăstire este o mică părticică de rai pe pământ, unde călugărul poate sluji pe Dumnezeu, pe oameni și pe frații săi și se poate nevoi pentru mântuirea sufletului său. Pentru a deveni un bun călugăr, omul trebuie să învețe să trăiască după regulile monahale, să se poarte și să viețuiască asemeni celorlalți călugări. În al preasfințitul Pavel, arhiepiscop al Vișgorodului, stareț al Lavrei Pecelska din Kiev, cu hramul Adormirea Maicii Domnului. În mănăstirea noastră avem o selecție foarte riguroasă a candidaților la călugărie. Cel care vine să urmeze calea monahală trebuie să fie novice pe o perioadă de 5 ani, pentru că omul se schimbă odată cu trecerea timpului. Se poate întâmpla o mulțime de lucruri și oamenii pot părăsi mănăstirea din diferite motive, dar mai spun încă o dată că trebuie să înveți să trăiești o astfel de viață, să te cunoști pe tine însuți, să știi ceea ce poți. Împărate Ceresc, Mângăitorule, Duhul Adevărului, Vărului care pretutindeni a ieșit toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește bunule sufletele noastre. Într-una din aceste zile am mers prin dormitoare și am găsit flori nerânduială. Aș vrea să vă reamintesc cerințele ce trebuie îndeplinite de aceia care doresc să intre în obștea Lavrei Pecelska. Toți trebuie să urmați aceste îndatoriri. Prima dintre ele este aceea de a vă supune rânduielii monahale zilnice, ritmului și regulamentului mănăstiresc. Vă rog să fiți atenți la obiceiurile zilnice. Fiecare putem înțelege diferit acest lucru. Unii înțeleg într-un fel, alții altfel. Pentru unii dintre frățiile voastre, slujba de dimineață poate părea o povară grea, pentru că nu se pot trezi atât de dimineață. Unii dintre frățiile voastre nu pot să ajungă la timp la masă, iar din diferite motive, alții nu se pot duce la timp la culcare. Se pare că sunteți prea absorbiți de treburile zilnice ale frăților voastre, de aceea vă rog să țineți cont că regulile și ritmul mănăstirii sunt valabile pentru toți, nu numai pentru novici, ci pentru întreaga obștea mănăstirii, începând cu părintele stareț și continuăm cu ceilalți până la voi. Este foarte greu chiar și după 18 luni să te trezești în fiecare dimineață la 5:30, indiferent de vremea de afară. Acasă puteam sta în pat până mai târziu, sâmbăta și duminica, dar aici e mai greu la început. Novicele George, grădinar și portar al peșterilor apropiate. Mai târziu, când te obișnuiești deja și când faci lucrul acesta, nu numai pentru că trebuie făcut, ci pentru că îți place foarte mult, când te grăbești spre slujba de dimineață, atunci modul tău de viețuire se va schimba foarte mult. Ziua ta în mănăstire va începe la 5:30 dimineața și se va termina la 10 seara. Ți se va părea normal așa dacă îți dorești cu adevărat lucrul acesta. Înainte de a veni la mănăstire, cel care vrea să se călugărească trebuie să știe exact ce îl determină să facă acest lucru, ce vrea să găsească și să obțină în mănăstire. Pentru că adesea oamenii cred în mod greșit că a te face călugăr înseamnă a fugi de probleme și responsabilități, de unele relații proaste cu ceilalți sau de o iubire nefericită. Arhimandritul Irineu, superintendent. Dacă un om pornește pe calea călugărească doar pentru astfel de motive superficiale, nu va deveni niciodată un călugăr bun. Mai presus de orice, monahul trebuie să fie întru totul devotat slujbelor religioase și să-și pună întreaga viață în slujba lui Dumnezeu și a celorlalți oameni. Cel mai important lucru din viața călugărească este acela că monahul își leapădă de bunăvoie viața de dinainte și vrea să ajungă cât mai departe pe calea mântuirii. Primul lucru pe care îl face atunci când pornește pe acest drum este acela că își leapădă de bunăvoie propria sa voință. Vreau să spun
spun că în lume puteam face ceea ce vroiam noi, puteam trăi după cum doream, însă odată intrați în această sfântă mănăstire, trebuie să renunțăm la propria noastră voință. Acesta este cel mai de seamă lucru. Cea mai importantă îndatorire a unui novice este ascultarea. Ea nu trebuie privită ca o obligație, ci ca o slujire a lui Dumnezeu și a obștii din mănăstire. Novicele Alexandru, paraclisier al Bisericii Înălțarea Sfintei Cruci și membru al corului. Eu nu prea am mult timp liber, deoarece sunt paraclisier. Îndatorirea mea este aceea de a participa zilnic la slujbe religioase și de a cânta. Paraclisierul este acel novice care răspunde de întreținerea altarului, curăță totul, pregătește cele necesare slujbei, îl ajută pe preot, poartă lumânarea înaintea acestuia, ține altarul în bună rânduială. În mănăstire suntem câteodată încercați de gânduri și ispite, pentru că, deși am părăsit lumea, mai suntem încă legați de ea. Uneori, acestea ne apasă prea tare și atunci venim la duhovnicul nostru să ne spovedim, pentru că știm că ne poate ajuta. Ierodiaconul Benedict Arhondar. Atunci când vorbim cu el, simțim că primim un fel de ajutor duhovnicesc de la el, pentru că este ca un doctor pentru sufletele noastre și ne poate ajuta într-adevăr. În mănăstire, un novice este asemenea unui copil nou născut, care are nevoie de atenție și îngrijiri deosebite din partea părinților săi. Jucul ascultării îi strunește voința și mintea ce cad adesea pradă simțurilor și îl păzește să comită greșeli grave în viața sa duhovnicească. Uneori, îndatorirea de a asculta pare să fie mai presus de puterile sale și pare lipsită de sens. Mintea și voința lui se opun și se revoltă, dar experiența ne arată că, dacă este plin de credință, va deveni mai puternic și nesupunerile sale le va stinge în răbdare și dragoste. Eu, de exemplu, de îndată ce am sosit aici, am fost trimis să lucrez la bucătărie. Chiar dacă nu-mi plăcea și nu mă pricepeam să fac acest lucru, atunci mi s-a dat această ascultare care mi s-a părut foarte grea la început. Egumenul Varnava, economul mănăstirii. Dar în 2 săptămâni am învățat să gătesc supe și alte feluri de mâncare. De fiecare dată când îmi începea munca, mă rugam atât de fierbinte lui Dumnezeu ca să pot face treabă bună și să mulțumesc frații. Bineînțeles că un novice are de făcut multă muncă în gospodărie, să curețe cartofi și multe alte îndatoriri, să ajute la coacerea prescurilor, la curățatul zăpezii, ori toamna la strângerea frunzelor. Egumenul Pavel, asistent de superintendent în munca cu novicii și dirijor al strânii din dreapta. Avem o mulțime de meri. Există tot ceea ce ne trebuie, slavă Domnului. Noi trebuie doar să adunăm toate merele la timp și să le păstrăm pe timp de iarnă, așa cum am făcut și anul trecut. Acum, du-te și fă 3 metanii. Ți-am spus să faci liniște, nu-i așa? Cel ce nu poate tăcea, să meargă și să facă 3 metanii. Ascultarea înseamnă, înainte de toate, că omul este pregătit să facă ceea ce i s-a spus. De asemenea, relațiile sale cu ceilalți frați sunt foarte importante. Adică dacă un novice nu se poate înțelege cu ceilalți monahi, care constituie deja o comunitate închegată și intră în conflict cu ei, nu este pregătit încă să devină călugăr. O femeie a venit la mine și mi-a spus: părinte, am adus un nou frate aici în mănăstire. A viețuit până acum în peșteri și în alte locuri. I-am spus să lase aici pentru 3 zile. Acești tineri frați cred că se pot plimba toată ziua prin grădină, nefăcând nimic și doar așteptând să li se servească masa. Așa și imaginează ei viața în mănăstire. Arhimandritul Antonie, grădinar și membru al corului. Am să vă spun o istorioară. Un novice a venit odată într-o mănăstire și i s-a spus să meargă să lucreze la bucătărie. Atunci s-a mutat în altă mănăstire, dar și acolo i s-a spus la fel, să meargă la bucătărie. Deci a început a se muta dintr-o mănăstire într-alta, până când a întâlnit un bătrân care tocmai se încălța. Acesta l-a întrebat: unde mergi? Iar novicele i-a răspuns: plec din această mănăstire pentru că aici nu mă lasă să mă rog, ci mă obligă să stau la bucătărie. Atunci bătrânul i-a răspuns: eu sunt ascultarea ta și oriunde vei merge te voi urma. Prima zăpadă se așterne peste auriul bogat al toamnei, ca o mireasă învăluită în voalul ei alb de nuntă. Pământul rămâne tăcut, așteptând și odihna și liniștea. Dar această odihnă nu înseamnă altceva decât o pregătire pentru viitoarea sărbătoare a înfloririi, pentru viitoarele sunete și culori. Dacă grâul nu putrezește în pământ sub zăpada iernii, nu va da în rod în vara ce urmează. La fel și sufletul nostru, dacă nu omorâm în noi plăcerile trupești, nu va renaște pentru o nouă și cerească
trăiască viață. Unii oameni vin la mănăstire după ce au trecut bine de tinerețea lor, dar și dacă ar veni la vârsta de 20-21 de ani, au deja acumulat oarecare experiență de viață lumească, au formate deja anumite obiceiuri. Lumea îi ține strâns legați de ea și nu le dă drumul să plece, pentru că ei mai au încă anumite interese lumești. Deci cel mai important lucru pentru noi este acela de a ne înstrăina de lume. Uneori aflăm că vreun frate merge în oraș fără a avea permisiune, iar asta înseamnă că are un anumit interes față de lumea de afară. Aceasta este un semnal de alarmă pentru noi și un semn că el nu este încă pregătit destul de bine pentru monahism sau că nu va deveni deloc călugăr. Știm cu toții că viața lumească a devenit tot mai puternică, iar oamenii sunt tot mai slabi. Călugării nu sunt coborâți din cer, ci vin în mănăstire pornind din lume. Lumea e slabă și la fel sunt și călugării. Oamenii n-au unde să meargă și își caută un adăpost. Deci ei vin la mănăstire gândindu-se că aici vor fi feriți de vremuri grele și necazuri. Astfel ajung aici diferiți oameni. E adevărat că mănăstirea este asemenea unui cuib ocrotitor care plutește pe mare. În el se adăpostesc toți cei care au nevoie de ajutor. Însă doar cei buni rămân, iar cei ce nu și-au loc aici sunt alungați afară. Botezul reprezintă o întâlnire specială a omului cu Dumnezeu, pentru că atunci nu numai că îl cuprinde pe Domnul și preamărește chipul, ci devine el însuși partea chipului divin, primind darul vieții pentru care Creatorul și Mântuitorul nostru a fost trimis pe pământ. Sentimentul de apropiere de lumea cerească umple totul de curăție și sfințenie, bunătate și perfecțiune, făcând ca toate culorile pământului să strălucească mai tare. Inima omului tresare atunci, la auzul chemării lui Dumnezeu, fiind pregătită să-L preamărească pe Creatorul tuturor și să exclame precum oarecând psalmistul David: gata este inima mea, Dumnezeule, gata mi este inima, într-o slava mea cânta voi și-ți voi aduce laudă. Тебя, Господи. Ca în multe alte mănăstiri, unii monahi se ocupă cu monitorizarea novicilor și supravegherea comportamentului lor. Ei urmăresc ca noi veniți în mănăstire să se spovedească regulat și să se împărtășească, să se supună regulilor ascultării, să se închine sfintelor moaște, să participe la sfintele slujbe, să-i pomenească pe cei vii și morți care sunt trecuți în pomelnicele mănăstirii. Când cei 5 ani de noviciat au trecut, Consiliul Mănăstire se întrunește pentru a delibera în privința candidaților la călugărie care sunt puși în discuție la acea dată. În al preasfințitul Pavel, arhiepiscop al Vișgorodului, stareț al Lavrei Pecelska din Kiev, cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Apoi aceștia sunt aduși în fața Consiliului și sunt cercetați cu privire la scopul venirii lor în mănăstire. În prima etapă, când un frate intră în mănăstire devenind novice, îi se dă spre purtare o dulamă sau reverendă, prima sa rasă monahală. Arhimandritul Irineu, superintendent. Urmează al doilea stadiu, acel al rasoforiei, când el încă nu-și depune voturile monahale. Acestea nu sunt complete până când nu va deveni călugăr pe deplin, însă îi se oferă în semnele monahale rasa, potcapul, cămilafca și metanile. Înainte de a deveni rasofor, nu eram foarte hotărât. Aveam prea puțină experiență în trăirea duhovnicească, iar în cadrul seminarului acumulasem doar cunoștințe teoretice. Era monahul Nicodim Chelar. Tot ceea ce știam despre viața mănăstirească era ceea ce citisem în cărțile. În cărți ori aflasem din viețile sfinților părinți. Însă, pe măsură ce se apropia momentul de depunere a voturilor monahale, simțămintele mele se schimbau. Dacă la început avusesem anumite îndoieli cu privire la calea pe care am pornit, în cele din urmă mi-am dat seama că am făcut alegerea cea bună atunci când m-am hotărât să mă călugăresc. Acum nu mai am nicio umbră de îndoială. Iată, fiule, Mântuitorul Hristos în chip nevăzut stă aici de față. Vezi că nimeni pe tine nu te silește a veni la acest chip. Vezi că tu de bună voie voiești logodirea marelui și îngerescului chip. Așa, cinstite părinte, de bună voie.
Când mi-am depus voturile monahale, am simțit un fior în tot trupul. Era ca și când nu înțelegeam ce se întâmplă cu mine și nu venea să cred că mi se întâmplă mie cu adevărat. Îmi țineam ochii larg deschiși și încercam să urmez toate rugăciunile și rânduielile respective. Era monahul Longin, directorul Centrului Informațional din cadrul Averei Pecelska din Kiev. Și mă rugam, dar în același timp o mulțime de gânduri mi se învălmășau în cap, ba chiar eram cuprins de îndoiel la un moment dat. Oare mă voi descurca? Voi putea trăi astfel? Dar deja cunoșteam răspunsul. Mă lăsasem cu totul în mâinile Domnului. Bine este cuvântat Dumnezeu, care voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină Cel ce este binecuvântat în vecii vecilor. Amin. Fratele nostru Longin își tunde părul capului său ca semn că se leapădă de lume și de toate cele lumești, de propria voință și de plăcerile trupești, în numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh, amin, să zicem pentru dânsul, Doamne miluiește! Nu omul alege să fie călugăr, ci călugării aleg omul care este potrivit pentru monahism. Îngerii își aleg trupuri în care să se lășluiască, pentru că doar îngerii pot spune, vino, suntem aici, vino cu noi, suntem pregătiți. Când este omul pregătit pentru călugărie? Când nu va refuza chemarea. Nu pentru că va ști că este pregătit, nu pentru că este hotărât, ci pentru că atunci când îi se spune, vino, va răspunde fără să ezite, iată-mă, sunt aici. De fiecare dată când săvârșesc rânduiala slujbei de depunerea voturilor monahale, o fac cu lacrimi în ochi, pentru că atunci mintea și inima îmi sunt cuprinse de emoții profunde. Nu pot să nu mă întreb cum va fi destinul său, ce cruce va avea de purtat, va fi în stare să ajungă în portul mântuirii din împărăția lui Dumnezeu, va putea face față ispitelor, pentru că cel care săvârșește slujba de depunere a voturilor monahale este responsabil pentru aceea pe care trebuie să-i călăuzească în noua lor viață mănăstirească. Lucrul acesta mă neliniștește și mă înspăimântă, pentru că de fiecare dată înseamnă să iei sufletul unui om în mâinile tale și să-l călăuzești spre Hristos. În primul rând, trebuie ca tu însuți să fii un exemplu pentru el. A fi călugăr înseamnă să te eliberezi de tot ceea ce este pământesc, să renunți la tot de dragul lui Dumnezeu. Nimeni și nimic nu-l va putea mulțumi pe călugăr dacă Duhul său nu se va bucura întru Domnul. Însă dacă Dumnezeu se va sălășlui în inima sa, el nu va mai avea nevoie de nimic. O, Doamne, apără-ne și ne mântuiește, îndură-te de noi și ne binecuvintează. Poate că cel mai greu lucru nu este călugăria în sine, ci rugăciunea. La prima vedere ar părea ușor, doar stai și citești rugăciuni. Egumenul Pavel, asistent de superintendent în munca cu novicii și dirijor al strânii din dreapta. Însă cea mai grea parte vine atunci când trebuie să te detașezi complet de treburile zilnice, de lucrurile lumești și chiar de oamenii din jurul tău. Cel mai greu lucru este acela de a-ți abate complet mintea de la absolut orice și de a comunica cu Dumnezeu pentru câteva minute, ori dacă se poate pentru câteva ore. Ierodiaconul Benedict Arhondar. În principiu, ascultarea mea este de 24 de ore din 24. În orele mele de muncă stau la masa de cusut și realizez diferite lucruri manual. În momentul de față brodez icoane, cu precădere icoane ale Maicii Domnului și ale Domnului nostru Iisus Hristos. Munca aceasta mă ajută să mă concentrez, iar uneori mă liniștește și mă face să-mi găsesc echilibrul. Era monahul Gleb, bibliotecar. Cel care trăiește în lume,
lume, nu este întotdeauna conștient de ispitele care vin peste el, trecându-le adeseori cu vederea. Din această cauză, diavolul nu lucrează foarte mult, omul făcând de multe ori voia lui. Când omul însă îl provoacă pe cel rău, acesta apelează la mijloace mai complexe pentru a se lupta cu el. Călugăria este asemenea unei armate. Ea are o uniformă proprie, rit specific de viață, un regulament bine stabilit și o ierarhie superioară, dar este armata lui Hristos, Regele Ceresc, în care fiecare creștin este un luptător. Călugărul este soldatul care luptă în câmp deschis, în prima linie, expus în totalitatea artilieriei diavolului. Din punct de vedere al terminologiei militare, îmbrăcămintea monahală se aseamănă cu uniforma soldatului. Astfel îmbrăcați, vom apăra înaintea tronului lui Dumnezeu. Potcapul reprezintă coiful, nădejdea mântuirii. Brâul înseamnă încingerea cu puterea adevărului, spre omorârea trupului și noirea Duhului. Sandalele îl ajută pe călugăr să vestească Evanghelia păcii lui Hristos. Rasa, platoșa dreptății, îi aduce gândul morții totdeauna în mintea lui. Metaniile sunt sabia Duhului. Paramanul, mantia și camilafca arată logodirea cu îngerescul și marele chip. Călugărul nu-și tunde părul, nu-și rade barba și se abține de la a mânca carne. Dar cine spune că nu avem voie să mâncăm carne sau de ce ar fi asta un pericol pentru noi? Arhimandritul Policarp, observator al regulilor monahale și dirijor al corului. Prima întrebare care îi se pune unui novici atunci când își depune voturile monahale este următoarea. De ce ai venit, frate, căzând la Sfântul Altar și la această sfântă însoțire? Iar cel care își depune voturile răspunde, dorind o viață în abstinență și feciorie cinstită, părinte. Deci a nu mânca carne reprezintă o cerință minimă a vieții în abstinență, căci dacă un călugăr ar mânca carne, prin ce ar fi diferit de cei din lume? Din momentul în care un călugăr își depune voturile monahale, el se abține de la orice achiziții personale. Arhimandritul Varsa, nu fie trezorier. Tot ceea ce trebuie să dețină sunt cele trebuincioase viețuirii. De aceea un călugăr are atât de puține lucruri. În mănăstirea noastră, novicii și frații primesc porții egale din tot ceea ce există. Li se asigură în mod egal mâncare, haine și alte lucruri trebuincioase, deoarece nu se face deosebire între viețuitorii din mănăstire. Nu primesc nimic separat, ci toate cele ce li se oferă se fac din bunurile comune ale mănăstirii. Lavra Pecerska din Kiev nu se află în mijlocul pustiei, ori în pădure, ci în centrul capitalei țării și la răscrucea multor drumuri de pelerinaj. De aceea, pentru călugării de aici, chiliile lor reprezintă adevărate fortărețe în care se pot retrage departe de lume și își pot aduna gândurile. În mod simbolic, chilia unui monah este asemenea cuptorului de foc din Babilon, în care s-a descoperit Hristos, un cuptor în care sufletul călugărului arde în rugăciuni pentru Dumnezeu. Printr-un obicei mănăstiresc, eu îmi păstrez toate obiectele pe care le-am primit atunci când mi-am depus voturile monahale, crucea, lumânarea și alte lucruri. Le țin lângă patul meu și am convingerea că mă apără de rău în timpul somnului. А Божий покров, щоб во время сна мене оберігав. Sfinții părinți consideră monahismul ca fiind cea mai potrivită cale pentru mântuire. Cel care alege acest drum părăsește lumea care, prin convențiile ei, încătușează voința omului și îi trage spiritul în jos, înspre pământ. Dar chiar și în mănăstire, lumea încearcă să prindă în mrejele ei sufletul omului. Va continua să îi se strecoare prin minte, fluturându-i înainte ochilor amintiri și ispitindu-l să-și retrăiască trecutul. Bineînțeles că viața călugărească nu este întotdeauna netedă. Nu toți oamenii care vor să urmeze au o hotărâre clară și un scop bine definit în ceea ce o privește. Nu toți dintre ei știu cu exactitate ceea ce caută în mănăstire. Dacă un frate se abate de la disciplina monahală, îi se dă un canon și oportunitatea de a-și corecta comportamentul. Dar dacă în loc să-și îmbunătățească purtarea, el aduce ispitire și sminteală prin comportamentul său fraților, novicilor, pelerinilor și întregului personal al lavrei, atunci un astfel de om va trebui să părăsească mănăstirea. Arhimandritul Irineu, superintendent. Fie că va fi trimis înapoi în lume, ori va fi transferat într-o altă mănăstire sau într-o altă eparhie.
Înalt preasfințitul Pavel, arhiepiscop al Vișgorodului și stareț al Lavrei Pecelsca din Kiev, cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Mai întâi de toate, el este oprit de la cele sfinte, până când nu se ia o decizie în privința lui. Bineînțeles că au existat și la noi astfel de cazuri nefericite. În trecut am avut un părinte stareț care a declarat că nu se mai regăsește în biserică, că nu mai dorește să fie călugăr și că renunță la rasa sa și la toate celelalte. Noi nu-i condamnăm pe astfel de oameni, ci ne rugăm Domnului pentru sufletele lor, iar dacă ei nu mai doresc să rămână în sânul bisericii, rugăm pe Dumnezeu să ierte și să nu-i lase să ispitească și pe alții. Noi primim în mănăstire oameni diferiți, din familii diferite, cu o putere de credință mai mică sau mai mare, dar ei vin aici să învețe să trăiască o nouă viață. La început, idealurile lor sunt limitate, ca ale unor copii care merg pentru prima dată la școală, însă odată cu trecerea timpului, ele se perfecționează și devin mai înalte. Astăzi eu nu mă pot imagina în afara obștei. Pentru mine aceasta reprezintă cea mai bună comunitate. Aici n-am auzit să se plângă unul de celălalt. Ne consultăm în diverse privințe. Ei îmi destăine toate problemele și frământările lor, iar eu, ca unui frate mai mare, iar eu sunt fericit, foarte fericit. Este Duminica Floriilor. Fiul lui Dumnezeu se apropie de răstignirea sa. Spre a împlini voia tatălui său, se aduce jertfă pe sine însuși pentru a da viață lumii. Aceasta este jertfa supremă, adusă din iubire. Omul care a ales calea slujirii lui Dumnezeu trebuie să fie pregătit pentru toate încercările și, în acest sens, slujirea preoțească devine echivalentă cu un martiriu voluntar, dedicat servirii lui Dumnezeu și celorlalți. Fiecare hirotonie pe care un episcop o săvârșește reprezintă o adevărată sărbătoare. Atunci când hirotonesc un nou preot, există momente în care simt că însuși Domnul o face prin mine, după cum este scris în Evanghelie. Cine s-a atins de mine? În astfel de momente, simt o putere care lucrează prin mine și care vine de la Dumnezeu. Dar pe de altă parte, atunci când hirotonești un nou preot, îți dai seama că trebuie să veghezi asupra lui până la ultima ta suflare. Trebuie să fim asemenea lui Hristos, pentru că El reprezintă exemplul suprem pentru noi. Odată, în timpul unui pelerinaj, în timp ce țineam Sfânta Cruce pentru a fi sărutată de popor, mi-am dat seama cât de mare este responsabilitatea unui preot. Atunci am înțeles că, fără acesta, creștinii sunt ca oile fără păstor, așa după cum spune și Mântuitorul Hristos. Ieromonahul Nestor, secretar al Consiliului Mănăstiresc și Cancelar. Este adevărat că în zilele noastre toți ne dorim un preot bun, de aceea responsabilitatea lui este foarte mare. El trebuie să muncească cu conștiinciozitate pentru a-și ridica nivelul intelectual și să vegheze permanent asupra imaginii sale morale.
Egumenul Pavel, asistent de superintendent, în munca cu novicii și dirijor al strânii din dreapta. Cred că mulți frați ar dori să devină schimonahi. În creștinătatea ortodoxă, schimonahul este acela care se detașează de mănăstire în mod voluntar și încearcă să ducă o viață de ascet. Dar aceasta nu presupune doar o schimbare de haine ori de atribute exterioare. A fi schimonah înseamnă să ai o inimă pe măsură, să-ți schimbi viețuirea din putere în putere, făcându-te mort pentru lume până la moartea ta. Durează o viață întreagă să atingi această stare. De obicei ne imaginăm schimonahii ca fiind niște bătrâni care au atins perfecțiunea duhovnicească și care se roagă pentru lumea întreagă. Dar Domnul a chemat pe părintele Ștefan să fie schimonah la o vârstă tânără și să atingă perfecțiunea la vârsta de 25 de ani. Suferea de o boală incurabilă, cancerul. Știa că boala lui nu va mai avea vindecare. Ar fi putut face altceva în viața mănăstirească, dar Domnul a chemat spre această schimbă. Părintele Ștefan a răspuns acestei chemări și s-a supus voinței divine. Părintele Ștefan i-a plăcut întotdeauna să slujească la Sfântul Altar. Într-una din zile, un diacon care urma să slujească s-a îmbolnăvit. Părintele Ștefan, care era într-o stare avansată a bolii, a auzit că acel diacon va lipsi și a exclamat fericit: vreau eu să slujesc în locul lui. Și așa a și fost. Egumenul Varnava, economul mănăstirii. Oamenii adunați în biserică nu știau că părintele Ștefan este bolnav, pentru că el nu lăsa să se vadă acest lucru. Însă odată terminată slujba, doi oameni l-au ajutat să ajungă în chilia sa. A fost un mare ajutor duhovnicesc pentru noi toți să vedem un astfel de om înduhovnicit rugându-se cu atâta dăruire. A fost cu adevărat un om sârguincios. În ultimele luni de viață zăcea răpus de boală la pat, dar n-a luat nici măcar un medicament și nici o injecție. Spunea: Domnul mi-a dat această cruce, iar eu o port cu bucurie. Aceasta a fost cu adevărat un exemplu pentru toți călugării, un exemplu de credință, de dăruire și de jertfă. Nu i-a părut rău că urma să părăsească această viață trecătoare. În al preasfințitul Pavel, arhiepiscop al Vișgorodului și stareț al Lavrei Pecelska din Kiev, cu hramul Adormirea Maicii Domnului. A murit pe 8 ianuarie, iar în 9 ianuarie noi îl sărbătorim pe Sfântul Arhidiacon Ștefan, întâiul mucenic. Păstrăm aici o parte din sfintele moaște ale părintelui Ștefan, mai precis degetul lui drept, într-o raclă din mijlocul bisericii, iar o altă raclă cu trupul său este așezată pe locul unde a fost mormântul arhidiaconului Ștefan. Trebuie să îndurăm așa cum a făcut Hristos, pentru că numai în Hristos suferința... În alt preasfințitul Vladimir, mitropolit al Kievului și a toată Ucraina, primat al Bisericii Ortodoxe Ucrainiene. În zilele noastre, Biserica Ortodoxă Ucrainiană deține 140 de mănăstiri pentru călugări și călugărițe. Dintre acestea, doar două mari mănăstiri au fost onorate cu statutul de Sfântă Lavră. Este vorba despre Lavra Pecerska din Kiev, cu hramul Sfintei Adormiri, și de Lavra Pachaev, tot cu hramul Sfintei Adormiri. Prima dintre ele, Lavra Pecerska din Kiev, având hramul Sfintei Adormiri, a atras întotdeauna și încă mai atrage numeroși credincioși și necredincioși, oameni de confesiuni variate, pentru că nu este doar istorie, ci și realitatea binecuvântată a zilelor noastre, în care Lavra Pecerska își îndeplinește misiunea sa spirituală, aceea de a contribui la renașterea sufletească și la iluminarea poporului său. Lavra Pecerska din Kiev reprezintă leagănul monahismului rusesc.
Binecuvântarea Maicii Dumnezeu, Sfântul Antonie, care se stabilise și își depuse voturile monahale la Sfântul Munte Athos, a fondat Sfânta Lavră Pecerska din Kiev și în felul acesta, statutul și tradițiile ei, modul auster de viață de acolo și spiritualitatea sa au fost transmise și altor mănăstiri care viețuiau după modelul Lavră Pecerska din Kiev. În zilele noastre, Lavra își duce la îndeplinire misiunea sa sfântă, ajutând oamenii să fie pătrunși de lumina adevărurilor sfinte și să-și ducă crucea slujindu-L pe Dumnezeu și în felul acesta să obțină viața de veci și binecuvântarea cea veșnică a Domnului nostru Iisus Hristos. Viața în mănăstire. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Veniți la mine, toți cei osteniți și împovărați, și eu vă voi odihni. Luați jugul meu asupra voastră și învățați-vă de la mine, că sunt blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre. Timp de aproape 1000 de ani, Lavra Pecerska din Kiev a reprezentat împlinirea acestor cuvinte evanghelice ale Mântuitorului. Sfânta Mănăstire a primit sub aripile ei pe toți aceia care au dorit să-și închine viața lui Dumnezeu. Glasul clopotelor Lavrei trezește în inimile noastre o dorință vie de rugăciune și ne îndeamnă să ne ridicăm ochii de la monotonia vieții noastre de zi cu zi spre o lume cerească veșnică. Fiecare zi în mănăstire strălucește în timp doar cât o clipită, însă acea clipă unește ziua prezentă cu veșnicia, pentru că este conectată la ritmul vieții spirituale, o viață pe care călugării o trăiesc într-o permanentă comuniune cu Dumnezeu.
Clopotul bate la ora 5:30 dimineața și noi ne adunăm cu toții la biserică, locul unde se înalță rugăciunile de dimineață și se săvârșesc slujbele de noapte. În al preasfințitul Pavel, arhiepiscop al Vișgorodului, stareț al Lavrei pe Cerska de Kiev, cu hramul Adormirea Maicii Domnului. De fapt, noi nu săvârșim slujbele noapte așa cum ar trebui. Denumirea slujbei de noapte este aceea de miezul noptică, pentru că se săvârșește exact la miezul nopții, însă oamenii vin la noi pentru a participa la Sfânta Slujbă dimineața. Vin pentru a se ruga lui Dumnezeu și pentru a-L preamări, pentru a-I mulțumi pentru noaptea ce a trecut peste ei și pentru a-I cere binecuvântarea pentru ziua ce va urma. În mănăstirea noastră, Maica Domnului este stareță. Ea a spus că vrea să transforme locul acesta într-un loc sfânt și de aceea a trimis aici niște arhitecți greci, încredințându-le icoana sa făcătoare de minuni. Cu toate că în zilele noastre nu se mai păstrează exact acea icoană făcătoare de minuni pe care a încredințat-o Maica Domnului, aici se află copia sa și ea făcătoare de minuni, care a fost pictată mai târziu. Astăzi putem efectiv simți cum din această icoană se revarsă harul divin care vindecă bolnavii și alină pe cei osteniți. Sărutând această icoană, omul cere binecuvântarea Maicii Domnului și prunia ei pe tot parcursul vieții sale, așa după cum ne spune și troparul Adormirii Maicii Domnului. Într-o naștere fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit de Dumnezeu Născătoare. Noi cerem să ne ajute din înălțimile divine de pe tronul slavei pe care stă alături de Domnul cel Atotputernic, îi cerem să ne ajute în bunătatea ei nemărginită de mamă, să roage pe fiul ei să aibă milă de noi cei smeriți și neînsemnați. Fie ca această icoană să ne fie maică stareță, având binecuvântarea Maicii lui Dumnezeu, un vestit arhitect grec a pornit înspre Kiev pentru a ridica o biserică în cinstea Adormirii Maicii Domnului. Aceasta se întâmpla cu aproape 1000 de ani în urmă și de atunci încoace Lavra pe cer a devenit unul dintre cele mai însemnate lăcașuri sfinte închinate Maicii lui Dumnezeu. Istoria Lavrei Pecerska ne poartă înapoi în timp până la anul 1051, când Sfântul Antonie, născut în orașul Lubeci, a sosit la Kiev plecând tocmai dintr-o mănăstire de la Sfântul Munte Athos. Starețul care l-a binecuvântat i-a spus profetic: du-te și sădește un trandafir, iar din el vor izvorâ o multitudine de călugări. Primii pustnici ai mănăstirii au viețuit la început în mici peșteri săpate în stâncă, unde însuși primul mitropolit al Kievului, Ilarion, venea adeseori să se roage. Devotamentul lor monahal deosebit a început să atragă și alți credincioși cu puternică înclinație spre monahism, astfel că, în curând, peșterile s-au extins, incluzând o biserică și mai multe chilii. Sfântul Antonie a plecat din mănăstire, retrăgându-se într-o altă peșteră în pustie, unde a viețuit în mare nevoință, devenind părintele monahismului pustnicesc. Sfântul Teodosie a venit și el de tânăr în mănăstire și prin firea lui blândă și cucernică și-a câștigat respectul celorlalți călugări. Curând el a devenit starețul mănăstirii din peșteri și împreună cu ceilalți frați călugări a ridicat o biserică deasupra peșterilor, precum și numeroase chilii și anexe gospodărești. Pentru a întări viața spirituală a mănăstirii, Sfântul Teodosie a introdus numeroase ore de studiu în mănăstire, punând astfel bazele unui program monahal de studiu, care s-a extins rapid în tot monahismul rusesc. Pentru a întări puterea primilor călugări ai Lavrei Pecerska, ca prin viața lor cuvioasă să constituie un exemplu viu pentru ceilalți frați care au intrat în mănăstire, Dumnezeu a arătat în Lavra Pecerska mai multe semne și minuni. Devotamentul monahal al primilor părinți i-a uimit pe toți contemporanii lor, dar și pe toate generațiile de credincioși care au urmat. Printre acei sfinți au numărat și Nestor Cronicarul, autorul primei cronici rusești, Alepius, părintele iconografiei naționale rusești, și curajosul luptător Ilie din Moravia. Curând, datorită serviciilor aduse țării, mănăstirea Pecerska din Kiev a fost ridicată la rangul de lavră, titlul care o definea ca fiind una dintre cele mai de preț mănăstiri din țară. De-a lungul timpului, Sfânta Mănăstire a purtat povara multor suferințe, invaziile mongolilor și ale tătarilor, expansiunea polonezo-lituaniană, numeroase incendii și epidemii, dar și regimul totalitar ateu. Mm.
În timpul regimului sovietic, obșta mănăstirii a fost executată, întemnițată sau trimisă în exil, iar lavra a fost transformată într-un muzeu propagandist. În anul 1961, Lavra Pecerska, care fusese deschisă din nou în perioada ocupației fasciste, a suferit o nouă etapă de declin, fiind lichidată pentru a doua oară. După aproape 30 de ani, cu ocazia aniversării a 1000 de ani de la încreștinarea Kievului rusesc, teritoriul mănăstirii a fost redat unei obște reînnoite de călugări ai Lavrei Pecerska. Am venit aici având binecuvântarea mitropolitului nostru. Am fost la început doar 3 călugări. Primisem ordin să ne prezentăm la ora 10 dimineața în fața porților mănăstirii, fără a purta rasele pe noi. Am ajuns aici. Oamenii au văzut 3 călugări așteptând în afara porților Lavrei. La vremea aceea era un lucru neobișnuit. Oamenii nu erau obișnuiți să vadă călugări în haine civile, fără rasele pe ei. Am preluat apoi clădirile și peșterile vechi. Erau într-o stare de jalnică ruinare. Arhimandritul Antonie, grădinar și membru al corului. În biserica Sfânta Ana Zămâslirii Maicii Domnului, de exemplu, nu mai rămăsese decât o fereastră, toate celelalte fiind zidite cu cărămizi. Tavanul sta să se prăbușească, iar tencuiala cădea de pe pereți. Icoanele sfinte fusese acoperite cu cărămizi și tencuială. Iconostasul a fost distrus și toate icoanele sfinte de pe ele au fost furate. În altar nu mai exista nicio pictură, iar masa sfântă zăcea acoperită cu moloz. Totul era într-o stare avansată de degradare. Era înspăimântător ceea ce se întâmplase aici. Biserica parcă trecuse printr-un bombardament. Totul fusese spart și distrus. Când a sosit comisia de evaluare, s-au purtat ca și cum ar fi fost firesc să se întâmple așa. Dar era un monument de artă la urma urmei. Nu aveam unde să dormim, pentru că muzeul nu mai transferase nimic aici. Am fost nevoiți să ne întoarcem la apartamentele noastre. La ora 6 dimineața m-am întors aici. Aveam cheile tuturor clădirilor care fusese reconstruite deasupra peșterilor sfinte. Am deschis peșterile și am săvârșit Sfânta Liturghie la ora 8. Oamenii se rugau sub cerul liber, deoarece nu ne mai rămăsese nicio biserică. În fiecare zi săvârșam Sfânta Liturghie afară, sub un copac, iar când ploua ne adăposteam în peșteri și acolo săvârșeam slujbele religioase. Îmi amintesc de prima mea intrare în peșteri. Arhimandritul Policar, observator al regulilor monahale și dirijor al corului. Se întâmpla a treia zi după ce fusese redeschise. Totul era într-o stare jalnică, pereții și toate lucrurile din jur erau negrite, murdare și acoperite cu un stat gros de praf. Așa am găsit noi mănăstirea când am venit. Очень много было строительных работ, хотя нас было очень мало. Мы с Божьей помощью. There was a lot of construction work. Am avut mult de construit, cu toate că eram foarte puțin la început. Arhimandritul Ieremia, supraveghetor al peșterilor apropiate. Cu ajutorul lui Dumnezeu am început prin a reconstrui bisericile și le-am terminat foarte repede. Lucram din zor și până la apusul soarelui. Asta însemna pe timp de vară de la 5 dimineața la 9 și jumătate seara, timp de aproape un an. Mai târziu ne-au fost înapoiate și peșterile apropiate. Numărul de frați a început să crească și ne-a fost un pic mai ușor.
Când am fost numit asistent observator al îndeplinirii regulilor monahale, iar apoi observator al regulilor monahale, am întâmpinat numeroase greutăți. Fiecare viețuitor al mănăstirii, fiecare preot călugăr, sluja după influența mănăstirii lui de metanie, adică de unde a venit, unii de la Odessa, alții de la Moscova sau din alte mănăstiri. În clarificarea divergențelor apărute nopște cu privire la normele vieții din mănăstirea noastră, un rol hotărător l-a avut scrierile părintelui Arhimandrit Spiridon, care a devenit apoi schimonah cu numele de Dionisie, astăzi trecut la cele veșnice. Părintele Spiridon a făcut parte din obștea mănăstirii de dinaintea războiului. A intrat în Lavra Pecerska la începutul anilor 1920. Cu toate că a viețuit departe de mănăstire pentru mulți ani, cunoștea toate regulile Lavrei foarte bine și toate obiceiurile monahale până în cel mai mic detaliu, dar și modul în care trebuiau săvârșite slujbele religioase în mănăstire. Lavra Pecerska din Kiev este o adevărată perlă de o importanță universală. Aici au viețuit mari călugări. Ei au fost întemnițați și au trecut prin grele încercări. Arhimanditul Avramie, duhovnic al obștii. Cu toate acestea ne-au învățat despre marile minuni, fiind foarte înduhovniciți și văzători cu Duhul, având o putere mare. Starea lor era atât de înduhovnicită, încât văzându-i m-am cutremurat din tot trupul. Eram pe vremea aceea paraclisier. În timp ce duceam lumânarea înaintea preotului, au început să cânte. Erau niște tenori și bași puternici. Cei care vizitau Lavra pentru prima oară s-au lăsat înfiorați la pământ, atât de pătrunzători era cântarea. Membrii corului și călugării aveau o credință adâncă. Noi suntem mai slabi acum, nu mai avem spiritul acela. Rugăciunea lor însă era puternică. Cred că tradiția cântării bisericești din mănăstirea noastră a rămas neschimbată încă din secolul al XI-lea. Ar trebui să păstrăm nealterat această tradiție a cântării, această frumusețe a muzicii. Arhimandritul Policar, observator al regulilor monahale și dirijor al corului. Este foarte important să o păstrăm neschimbată, astfel încât oamenii care vor veni să se roage în mănăstirea noastră să audă iarăși vocile sfinților părinți. Vor putea asculta din nou aceleași imne religioase cu care Sfinții Părinți îl preamăreau pe Dumnezeu și pe Maica Domnului. Cred că cel mai important lucru pentru un călugăr este acela de a-L sluji cu toată dăruirea pe Dumnezeu, adică de a-și îndeplini toate ascultările pe care un călugăr le are. Ieromonahul Nichifor, mare prescurnicer și membru al corului. Ascultarea mea este aceea de a face prescuri. Lucrez împreună cu câțiva ucenici care mă ajută foarte mult. Uneori ei frământ aluatul, alteori îl frământ eu însumi, lucru care trebuie început la ora 3:30 dimineața. Prescura este o pâine care urmează să fie adusă în dar lui Dumnezeu și este făcută din făină, apă, drojdie și puțină sare. După ce frământăm aluatul, îl punem într-un loc călduț ca să dospească timp de 2 ore. După aceea urmează rugăciunea și apoi pregătirea prescurilor.
Monastirskii trud является продолжением богослужения. Munca călugărilor constituie de fapt o continuare a rugăciunii, pentru că este făcută pentru a-L preamări pe Dumnezeu. În timp ce lucrează, călugărul rostește fără încetare rugăciunea inimii, fapt ce amintește de cuvintele Mântuitorului: fără mine nu puteți face nimic. Prepararea prescurilor reprezintă una dintre cele mai importante ascultări monahale. Prescura este, de fapt, o ofrandă adusă lui Dumnezeu, fără de care săvârșirea Sfintei Liturghii este imposibilă. Călugării cu această ascultare, Sfântul Spiridon și Sfântul Nicodim, ne-au dat un exemplu viu de împlinire adevărată acestei îndatoriri. Rodul muncii lor a fost prepararea până la perfecțiune a prescurii, pentru a fi un dar desăvârșit adus de preot. Iar rodul buzelor lor a fost o ofrandă de rugăciune neîncetată adusă lui Dumnezeu. Câteodată coacem și peste 3.000 de prescuri. Există un fel de prescură mai mică, numită prescura lui Hristos, care poartă pe ea însemnele Iisus Hristos Nica, adică Iisus Hristos Biruitorul. Mai există un fel de prescură a Maicii lui Dumnezeu și un alt fel cu însemnele Sfântului Antonie și Sfântului Teodosie. Un alt fel de prescură mai mare a mielului este folosită duminica la săvârșirea Sfintei Liturghii, când se împărtășesc un număr mai mare de credincioși. Mielul reprezintă jertfa sângeroasă de taină, adică pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care s-a întrupat pentru a se aduce pe El însuși jertfă Tatălui pentru a da viață omenirii. Prescurile noastre comemorează în mod real acest fapt pe masa Sfântului Altar la fiecare Sfântă Liturghie. Agnețul este scos din prescura mielului în timpul unor rugăciuni speciale. Din celelalte prescuri se scot bucățele mai mici, numite miride, pentru Maica Domnului, pentru cele 9 cete de sfinți ai Bisericii lui Hristos, pentru cei vii și pentru cei morți, dintre credincioși, pentru fiecare după numele Său. Către sfârșitul Sfintei Liturghii, toate acestea sunt puse în potir ca semn al spălării păcatelor lor prin sângele lui Hristos pentru rugăciunile sfinților. În timpul săptămânii săvârșim de 4 ori Sfânta Liturghie. Fiecare liturghie reprezintă o comuniune cu Dumnezeu. Atunci îi aducem mulțumirile Dumnezeu pentru milele sale bogate. În alt preasfințitul Pavel, arhiepiscop al Nișgorodului, stareț al Lavrei Pecenska din Kiev, cu hramul adormirea Maicii Domnului. Cu fiecare liturghie, Hristos se naște, propovăduiește, moare pe cruce, învie și se înalță la cer. Fiecare liturghie rememorează în mod real viața și jertfa lui Hristos, după cum însuși Mântuitorul a spus: faceți aceasta întrupomenirea mea. Eu sunt vița cea adevărată, iar voi sunteți mlădițele. Prin aceste cuvinte, la cina cea de taină, Hristos a exprimat metaforic esența viitoarei sale biserici, întemeiate de El. Așa precum mlădițele nu pot trăi fără seva de viață dătătoare a viței, așa și omul moare sufletește fără seva de viață dătătoare a trupului și sângelui lui Hristos. De aceea, Sfânta Liturghie oferă hrana pentru prefacerea noastră sufletească, ocupând locul central în viața bisericii și în viața fiecărui credincios. Majoritatea fraților din obștea mănăstirii noastre slujesc ca preoți. Acum, din ce în ce mai mulți oameni vin la mănăstire. Egumenul Varnava, economul mănăstirii. Adeseori oamenii îmi spun: părinte, aceasta este prima oară când mă spovedesc, iar când le auzi toate necazurile și problemele sufletești, nu se poate să nu suferi alături de ei și cer ajutorul lui Dumnezeu, pentru că știu că nu se poate face nimic fără El. Mult poate rugăciunea dreptului cea lucrătoare, spune Sfântul Apostol Iacob. De aceea, un creștin adevărat nu se va opri numai la rugăciunile sale dacă se simte smerit și neînsemnat în fața lui Dumnezeu. Un creștin adevărat îi roagă și pe ceilalți să-l pomenească în rugăciunile lor. În fiecare zi, obștea monahală se roagă pentru cei vii și pentru cei morți în rugăciunile de dimineață și în cadrul Sfintei Liturghii. Precum nu se stinge niciodată lumina candelelor din fața icoanelor, așa în întreaga lavră nu se oprește niciodată glasul de rugăciune. Zi și noapte, schimbându-se unul pe altul, frații pomenesc în rugăciune nu numai pe adevărații copii ai Bisericii lui Hristos, ci și pe cei pierduți, pe cei ce se îndoiesc, pe cei necredincioși, pentru ca Domnul să lumineze cu învățătura sa. Psalmistul este un rugător continuu. Rugați-vă neîncetat, ne spune Evanghelia. În mănăstire noi ne rugăm pentru lumea întreagă și pentru toți oamenii. The Psalter is a prayer. Pray incessantly, the Gospel says. In the monastery, we pray for the whole world, for all people. Monahul Iacob, îngrijitor al peșterilor îndepărtate.
Rugăciunea neîncetată reprezintă cea mai puternică armă de apărare a mănăstirii împotriva vrăjmașilor văzuți și nevăzuți. Oamenii ne dau mai multe liste cu nume pe care noi le clasăm pentru a le putea pomeni pe tot parcursul zilei. Îi pomenim în schimburi de câte 2 ore. Unui călugăr îi poate veni rândul în fiecare zi, iar altuia doar o dată pe săptămână, în funcție de ascultările pe care le mai are. Jertfa lui Dumnezeu ne pătrunde sufletele. Lumânarea este simbolul umilinței noastre și a rugăciunii nestinse către Dumnezeu. Așa precum ceara se lasă modelată, așa și sufletul omului trebuie să se lase modelat de voința Creatorului său ceresc. Precum flacăra lumânării arde, așa și sufletul nostru trebuie să ardă în rugăciune pentru el. Lumina nestinsă a lumânărilor se sfințește prin reflectarea imaginii pure și sfinte a icoanelor, deschizându-ne astfel calea spre lumea cerească. Icoana este o taină, nu numai o operă de artă. Înainte de a te apuca de pictat, ar trebui să ai câteva cunoștințe minime despre această artă. Ieromonahul Ioan, coordonator al atelierului de pictură iconografică. Eu n-am învățat să pictez icoane în altă parte, ci am fost un autodidact. Prima mea icoană mi este foarte dragă, constituind un moment important în viața mea, pentru că am făcut totul numai prin eforturile mele. Există niște rugăciuni speciale. Trebuie să te rogi neîncetat în timp ce pictezi o icoană. Dacă prețuiești mai mult viața Sfântului a cărui icoană o pictezi, rezultatul va fi cu mult mai bun. Noi trebuie să... Nu trebuie să inventăm nimic. Icoana este o adevărată împărăție în care există reguli și principii care nu trebuie să încălcate. Nu sunt de acord cu ideea folosirii mașinăriilor în realizarea icoanelor. Cred că totul trebuie făcut de mână. Când desenul a fost terminat, se trece la pictat. Vopselele sunt alcătuite din pulber de pietre semiprețioase, amestecate cu diversi compuși. Aceasta este o metodă străveche, cunoscută în Rusia cu multe secole în urmă. În felul acesta, icoanele nu-și pierd niciodată strălucirea în timp. Lumea se poate prăbuși, însă aceste icoane vor rămâne în picioare. Chiar și oamenii mai puțin credincioși își doresc o icoană care să-i îndemne spre rugăciune în liniștea cămărilor. Când vezi astfel de picturi, simți imediat o dorință lăuntrică de rugăciune. Fericit este acela care poate picta astfel de icoane. Este foarte periculos ca un călugăr să cadă în idolatrie. Lenevia ne slăbește puterile sufletești și riscăm să devenim oameni trupești, goi sufletește. Pe de altă parte, o prea mare atenție acordată celor trupești face pe călugăr vulnerabil în fața ispitelor, împietrindu-l, iar rugăciunea și râvna pentru cele duhovnicești prind să pălească. Odată un avă a fost întrebat, care este mai importantă, grija pentru cele trupești sau pentru cele sufletești? Și ava a zis, omul este asemenea unui copac, grija pentru cele trebuincioase trupului este asemenea frunzelor, iar atenția acordată sufletului reprezintă roade. Frunzele apar însă înaintea roadelor, iar Dumnezeu a creat trupul înaintea sufletului. De aceea, în viața duhovnicească a unui călugăr, grija trupească se transformă în zidire sufletească. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul! Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Sfinții părinți ne-au învățat că fiecare muncă pe care o facem trebuie însoțită de rugăciune, orice alte discuții nesemnate fiind interzise. Arhimandritul Avramie, duhovnic al obștei. Munca noastră este însoțită de rugăciune, însă uneori se impun și discuții de alt gen, dar mintea noastră ar trebui să fie îndreptată mereu spre rugăciune. Rugăciunea este cel mai important lucru din viața unui călugăr. Dacă omul
omul este rugător, Dumnezeu sălășluiește în sufletul lui. Omul se sfințește prin rugăciune, aceasta umplându-i viața de bucurie și putere. Când te afli în comuniune cu Dumnezeu, sufletul ți se umple de o asemenea bucurie ce nu poate fi comparată cu nicio altă plăcere lumească, mărire sau bogăție. Bucuria aceasta poate fi veșnică, ea nu poate fi redată prin cuvinte, numai trăită interior. Confecționarea de veșminte este una dintre cele mai importante ascultări pe care un călugăr le poate avea într-o mănăstire. Arhimandritul Filaret. În vremurile străvechi, veșmintele erau cusute cu precădere de către călugări, iar călugărițele erau specializate în brodarea cu fir de aur. Mănăstirile aveau ateliere speciale unde se puteau îndeplini aceste ascultări. Se coseau veșminte atât pentru trebuințele proprii, cât și pentru alte mănăstiri. Lavra Pecerska este un așezământ mare, de aceea ea primește comenzi și de la alte mănăstiri, parohii și episcopii. Mulți au încercat să aducă unele îmbunătățiri veșmintelor, dar croiul a rămas neschimbat începând din secolul al XVII-lea. Unii creatori de modă contemporani au încercat să modernizeze veșmintele religioase. Mi-amintesc de un festival de modă de la Moscova din 1992. Au fost prezentate niște încercări de modernizare a veșmintelor, însă cu totul nepotrivite. Tradiția bisericească trebuie păstrată cu strășnicie. Acum, în mănăstirea noastră, avem și o călugăriță care vine tocmai de la Ierusalim. Ascultarea ei de acolo era brodatul cu fir de aur. La noi, sub supravegherea ei, doi călugări au început și ei să brodeze cu fir de aur. Odată cu trecerea timpului, vor ajunge să brodeze tot ceea ce va fi necesar. Biserica Ortodoxă păstrează vechea tradiție a săvârșirii sfintelor slujbe în veșminte speciale, sfințite, care prin forma și frumusețea lor dau farmec serviciilor religioase. Veșmintele preoțești conțin adânci simbolisme și dau o notă festivă slujbelor. Călugărul paraclisier se ocupă cu pregătirea la timp a veșmintelor și a celor necesare săvârșirii serviciului liturgic. El are și alte obligații care sunt esențiale pentru buna desfășurare. Разная бывает пара и по росту, то есть нужно каждому подобрать и облачение. Preoții au înălțimi diferite, de aceea este necesar să aleg veșmântul potrivit pentru fiecare în parte. Arhimandritul Antonie, paraclisier. Este mai dificil în perioada Sfântului și Marelui Post, când de-a lungul săptămânii se schimbă mai multe veșminte. În prezent putem asigura până la 15 rânduri de veșminte la fel pentru fiecare tip de material în parte. Acum 2 ani de Paști au participat 24 de preoți la slujba Marea Învierii. Când i-am văzut, am fost cuprins de o mare bucurie, pentru că până nu de mult nu aveam decât 4 până la 6 rânduri de veșminte la fel din fiecare material. Și în peșteri schimbăm veșmintele sfintelor moaște de-a lungul anului bisericesc. Pe perioada Sfântului și Marelui Post alegem veșminte de culoare închisă, negru sau violet. De Paști le schimbăm cu altele de culoare roșie, simbol al faptului că Sfinții Părinți se află într-o permanentă comuniune cu noi. După Paști, îi îmbrăcăm în veșminte de culoare verde, culoarea Sfinților Părinți, și lăsăm să se odihnească astfel până la începutul postului mare din anul următor. Patericul Lavrei Pecerska conține o minunată întâmplare despre aceste sfinte moaște. Sfântul Dionisie, în timp ce tămâia în peșteri, într-o zi de Paști, a ajuns în preajma sfintelor moaște care se odihneau aici și li s-a adresat: Sfinți Părinți și Frați, astăzi este o zi de mare sărbătoare, Hristos a înviat! Iar
cuvintele moaște au răspuns cu vuiet mare, adevărat a înviat. Prin această istorisire, Sfinții ne arată că, după binecuvântata lor trecere la cele veșnice, ei rămân în continuare alături de noi, se bucură duhovnicești alături de noi și se roagă lui Dumnezeu pentru noi. Lavra Pecerska este o mănăstire cu viață de obște. Cele mai importante momente când toți călugării se adună la un loc sunt rugăciunea de noapte, masa de prânz și cea de seară, dar și pravila mănăstirească care se citește într-una dintre biserici după masa de seară. Arhimandritul Irineu, superintendent. Trăind în comunitate, ei învață cum să comunice unii cu alții, cum să trăiască în fraternitate, pace și armonie. To learn how to communicate with others, how to live in fraternity, peace and harmony. Odată un avă a fost întrebat: care este diferența dintre viața călugărului în lume și viața călugărului în mănăstire? Și avă a răspuns: viața călugărului în lume se aseamănă cu pietrele ce stau de-a lungul țărmurilor, ispite mereu de valurile ispitelor, în timp ce viața călugărului în mănăstire se aseamănă cu pietrele care stau pe fundul apei. Acestea se modelează unele după altele, devenind mai lucioase și catifelate, în timp ce celelalte rămân mai colțuroase. O altă întâmplare din Patericul Lavre Pecerska ne relatează că Sfântul Teodosie l-a invitat odată la masă în mănăstire pe Kneazul Iziaslav, care era foarte credincios. După ce a gustat mâncarea, Kneazul a spus: Părinte, casa mea îmi oferă toate plăcerile lumești, însă niciodată nu am simțit o așa bucurie sufletească ca acum, servind aceste mâncăruri. Iar Ava a răspuns: Înainte de a găti sau a coace ceva, facem următoarea ascultare. Cerem binecuvântarea starețului. Orice lucru este făcut cu binecuvântare, de aceea nu poate aduce decât bucurie și mulțumire. Slujitorii tăi se ceartă și nu se înțeleg unii cu alții, de aceea lucrul lor este făcut în păcat și nu ți aduce nicio mulțumire. Conform rânduielii, în mănăstire nu se mănâncă carne, pentru că omul nu se poate ruga având stomacul plin. Sunt două mese principale pe zi, prânzul și cina. Chiar dacă nu este zi de sărbătoare, avem pe masă pește, ouă, lapte, brânză, unt. Mulți oameni au impresia că noi, călugării, nu mâncăm aproape nimic și de aceea sănătatea noastră ar fi șubredă. Ieromonahul Nicodim, chelar. Aș vrea să subliniez că mâncatul nu reprezintă un scop în sine. Mâncarea este necesară pentru a pune bazele fiziologice indispensabile unor trăiri duhovnicești. Mâncarea potențiază multe nevoințe duhovnicești, dorința de rugăciune și contemplația. Masa de obște reprezintă o continuare a slujbelor religioase. Înainte și după mâncare, noi ne rugăm, iar frații nu încep să mănânce imediat, ci așteaptă binecuvântarea starețului. They do it only after blessing by the superior. Nu trebuie să mâncăm peste măsură, chiar Sfinții Părinți recomandându-ne să ne terminăm masa când simțim că mai putem încă mânca. Aceasta ne ajută la rugăciune și menține starea de trezvie.
Munca și rugăciunea se împletesc mereu, având un scop comun. Îndeplinirea conștientă a ascultărilor reprezintă unul dintre cele mai importante principii ale vieții monahale de obște. Numai în acest fel se întărește puterea voinței, se zidesc responsabilități frățești, se limpezește conștiința și omul învață să facă cele bune și folositoare. Dacă un om nu muncește, își pierde rațiunea de a fi, după cum însuși Domnul a spus în grădina Raiului, crește și mulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l. În al preasfințitul Pavel, arhiepiscop al Vișgorodului, stareț al Lavrei Pecerska din Kiev, cu hramul adormirea Maicii Domnului. De aceea noi muncim, pentru că munca noastră ne ajută să trăim. Avem pământurile noastre și propriile ferme și grajduri. Eu am crescut la țară, de aceea îmi place să vizitez de câteva ori pe săptămână fermele noastre pentru a vedea cum merg lucrurile pe acolo. Am început doar cu o vacă și doi porci. Când se lua curentul, mulgeam vacile la flacăra lumânărilor. Nu aveam nici mașini de recoltat și prelucra cerealele. Domnul ne dădea recolte bogate, însă multe dintre ele se risipeau pe câmp. Dar astăzi, din mila lui Dumnezeu și cu ajutorul oamenilor buni la suflet, avem aproape tot ceea ce ne este de trebuință. Lapte, smântână, unt, făină, ne este suficient pentru a ne acoperi nevoile proprii și pentru a-i ajuta și pe alții. Avem vaci și multe alte animale. Ceea ce nu folosim noi, vindem altora, de exemplu porcii, pentru a putea cumpăra îngrășăminte pentru pământ și alte lucruri necesare trebuinților gospodărești ale mănăstirii. Noi ne desfășurăm activitățile gospodărești nu cu scopul de a obține un profit, ci acela de a ne întreține obștea și a repara bisericile și celelalte clădiri și anexe. Arhimandritul Varsa nu fie trezorier. Locuim în ele cu chirie, statul fiind proprietarul lor. Mai exact, aceasta este o proprietate municipală administrată de Lavra Pecerska. Города Киева, которая вверена в оперативном управлении Национального Киево-Печерского заповедника. Mai avem încă multe de reconstruit în cadrul mănăstirii, poate chiar încă 20 de ani de acum înainte. Avem mult de lucru la zidul de fortificație care înconjoară Lavra și care a fost ridicat în secolul 18. În anii 70, Muzeul Național n-a investit aproape nimic în reconstrucția mănăstirii, iar la zid nu s-a lucrat deloc. Aici au amenajat doar depozite și ateliere meșteșugărești, care nici măcar nu aduceau profit muzeului, ci industriei comuniste. The land and premises were leased to businesses. De exemplu, în urmă cu 2 ani, am preluat această clădire. Am refăcut-o și am adus-o într-o stare bună. Am reconstruit-o în stilul inițial, așa cum era înainte de Revoluție. Astăzi este Arhondaricul, sau Casa de Oaspeți, găzduind zilnic numeroși pelerini care vin să se roage la Sfânta Mănăstire și să se închine la Sfintele Moaște. Aproape toate clădirile au nevoie de reparații. Noi le-am închiriat pe o perioadă de 15 ani. Chiar dacă nu sunt în proprietatea noastră, încercăm să le reconstruim cu multă dragoste. De exemplu, Biserica Sfânta Ana Zămislirii Maicii Domnului a fost reparată prin anii 1980, dar foarte rău. După 20 de ani, totul căzuse în paragină și a trebuit reparată din nou. Am cerut ajutorul oamenilor cu suflet bun, binefăcătorilor, și am căutat sponsori care să ne ajute la restaurarea acestui monument de artă și a celorlalte clădiri și biserici. Acestea deservesc nu numai obștea noastră, ci și numeroși pelerini din țara noastră și din lumea întreagă. Thank you.
Una dintre îndatoririle mănăstirești este și aceea de a-i ajuta pe cei săraci și pe cei aflați în suferință. Sfântul Teodosie ne-a învățat ca întotdeauna să-i hrănim pe pelerini, să le dăm ce putem și să împărțim cu ei ce avem. Același lucru încercăm să-l facem și noi. Arhimandritul Varsa nu fie trezorier. Am amenajat cantine pentru pelerini, astfel încât cei care vin să se închine la Sfânta Mănăstire să primească și mâncare. De asemenea, deservim spiritual și închisoarea. În cadrul ei am amenajat o capelă în care se săvârșește Sfânta Liturghie și unde toți deținuții care doresc se pot spovedi și împărtăși. De sărbători le oferim cadouri, îi ajutăm cu mâncare și le trimitem diverse cărți, inclusiv de rugăciuni. Primim foarte multe scrisori de la diversi oameni. Cel mai adesea, aceștia pun întrebări cu privire la viața lor duhovnicească și personală. De multe ori, ne confruntăm cu adevărate tragedii ale destinelor umane. De asemenea, primim scrisori și din închisori, oamenii cerându-ne ajutor și consiliere duhovnicească. Când aceștia ajung în momente de cruntă disperare, ne cer sfatul și vin la mănăstire. Ieromonahul Nestor, secretar al Consiliului Mănăstiresc și cancelar. Toți știu că istoria ei datează de secole și că aici au viețuit sfinți, de aceea speră să găsească un răspuns. Mănăstirea este deschisă tuturor. Ieromonahul Gleb, bibliotecar. Oamenii pot veni aici să se spovedească, să se împărtășească și să participe la Sfânta Liturghie. În zilele noastre, problemele devin tot mai mari și mai complexe. De aceea, obștea monahală trebuie să-și demonstreze chemarea și să fie pregătită să vorbească cu diversi oameni. Drept urmare, pe lângă literatură și studierea serviciilor religioase, a Sfintei Scripturi, a vieții Sfinților și literatură teologică de specialitate, călugării mai studiază beletristică, istorie și cultură generală, toate acestea ajutându-i să înțeleagă mai bine problemele vieții de astăzi. Prin prunia lui Dumnezeu, lavra pe cer ca a oferit, încă de la începuturi, adăpost și sprijin atât călugărilor, cât și celor aflați în suferință, care căutau călăuzire duhovnicească și întărire. Oamenii vin la Sfinții Părinți să ceară sfaturi duhovnicești și să se roage pentru vindecarea bolilor sufletești și trupești. În peșterile lavrei Pecerska odihnesc 120 de sfinți cu sfinte moaște. Ca și în vremurile străvechi, sfinții ajută pe cei care le cer să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru ei. Noi comunicăm cu sfinții în mod constant, prin rugăciune, iar ei ne ajută permanent și aceia care vin aici și cred cu adevărat, beneficiază de ajutorul lor. Arhimandritul Ieremia, supraveghetor al peșterilor apropiate. De exemplu, anul acesta a venit aici o femeie în cârje, s-a rugat din toată inima la moaștele Sfântului Agapet și l-a sărutat. Ca prin minune, femeia s-a vindecat și a plecat din mănăstire mergând fără cârje. La fel și noi, când cădem în vreo suferință, mergem și ne rugăm la moaștele Sfântului Agapet și primim vindecare. Sfinții sunt marii noștri ajutători și ei ajută pe toți cei care se roagă la ei cu credință.
Este o adevărată sărbătoare duhovnicească când alte sfinte moaște ce aparțin altor biserici ortodoxe surori vin să ne viziteze Lavra. Ele poposesc pe pământul sfânt al Kievului, unind multe inimi credincioase prin rugăciune și întărind sufletește și trupește pe toți oamenii. În zilele acestea se impune o organizare tot mai riguroasă din partea obștei. Adesea se întâmplă ca în timpul unor astfel de evenimente mulți oameni să vină pentru prima dată la mănăstire. Înclinarea lor ulterioară spre cele duhovnicești va depinde în mare măsură de prima impresie pe care și-o fac în timpul unor astfel de procesiuni. Când moaștele Sfântului Apostol Andrei, întâiul chemat, au vizitat Lavra, ascultarea mea era de a veghea asupra sfintelor moaște în imediata lor apropiere. Egumenul Varnava, economul mănăstirii. La început, oamenilor le era teamă și să spună măcar că au primit vindecare de la sfintele moaște. Una dintre cele mai mari vindecări pe care cineva le poate primi în mănăstire este vindecarea sufletului. Spre Lavra Pecerska se îndreaptă pelerini de pretutindeni, nu numai din Ucraina, ci și din Rusia, Belarus, din țările europene, din America și din întreaga lume. Vizitând mănăstirea noastră, participând și rugându-se în cadrul slujbe religioase, primind har de la Sfinții Părinți cu Sfinte Moaște care odihnesc aici, mulți pelerini pleacă din mănăstire renăscuți sufletește. Pelerinașul spre locurile sfinte a fost întotdeauna benefic pentru suflet. Atingând sfintele moaște, se deșteaptă noi dorințe de rugăciune și fiori duhovnicești nebănuiți. Sufletul ni se curățește de întinarea păcatului. Pelerinașul ne face să uităm grijile zilnice și să petrecem mai mult timp în comuniune cu Dumnezeu. În prezent, departamentul nostru pentru pelerinaj are angajați 20 de ghizi, care le prezintă vizitatorilor și pelerinilor istoria mănăstirii și viețile sfinților părinți care odihnesc aici. Egumenul Pime, directorul departamentului de pelerinaj din cadrul mănăstirii. Intrând în peșterile sfinte și ascultând cele spuse de ghid, mulți oameni încep să meargă la biserică, devenind credincioși, punând astfel început bun mântuirii sufletului lor. De asemenea, noi organizăm pelerinaje în toată Ucraina, Rusia, Belarus, în Țara Sfântă, la Sfântul Mormânt, în Egipt, leagănul monahismului și la Muntele Sinai. În viitorul apropiat, ne propunem să organizăm pelerinaje și în Siria și la locurile sfinte din Serbia, Muntenegru și Bulgaria. De-a lungul istoriei sale, Lavra Pecerska a constituit o emblemă a credinței ortodoxe curate. În secolele 16 și 17, perioadă în care științele teologice au luat un avânt puternic, iar disputele religioase s-au întețit, mănăstirea Pecerska s-a implicat în activități culturale și educaționale. Academia din Kiev, înființată în cadrul Lavrei Pecerska, a fost prima academie de tip monahal și una dintre cele mai bune din Europa. Iar astăzi, când credința renaște, iar oamenii se întorc spre leagănul spiritualității, mănăstirea Pecerska își continuă misiunea sa de iluminare duhovnicească a sufletelor. În cadrul mănăstirii avem și un centru informațional care include o tipografie, o editură, un studio video, un studio foto, un studio de înregistrări și un site pe internet. Ieromonahul Longin, directorul centrului informațional din cadrul Laverii Pecerska din Kiev. În acest centru informațional încercăm să publicăm literatură care să satisfacă nevoile spirituale ale credincioșilor, care să prezinte și viața monahală. De asemenea, lucrăm și la o literatură de catehizare, care cuprinde fundamentele credinței ortodoxe și la o literatură care să ajute credincioșii să pregătească pentru spovedanie și împărtășanie. There is also literature helping the faithful to prepare for confession and communion. Video studii Lavre
Studioul video din cadrul mănăstirii produce numeroase filme de diferite facturi. Unele prezintă viața din mănăstire, altele diverse personalități celebre. Mai producem și filme de natură apologetică și filme care apără credința ortodoxă în fața schismelor și a oamenilor de alte confesiuni. Internetul reprezintă o sursă puternică de informații variate. Am întreprins o muncă serioasă pentru editarea paginii oficiale web, care prezintă cu fidelitate aspecte ale vieții din mănăstire. Se pot afla informații despre istoria Lavrei, a vieții monahale de astăzi, multe lecturi folositoare, dar se pot găsi și răspunsuri la diverse probleme de natură duhovnicească. Cu ajutorul Maicii Domnului, viața străvechii mănăstiri curge printre numeroase obstacole și greutăți, asemenea unui râu adânc. Puterile duhovnicești ale Sfintei noastre biserici, coborâte pe pământul sfânt al Lavrei, revelează adevărata credință prin rugăciune și muncă. Lavra Pecerska din Kiev este condusă de un arhiepiscop, care este totodată și exarhul tuturor mănăstirilor. Lavra găzduiește și reședința mitropolitană a Bisericii Ortodoxe Ucrainiene, precum și un seminar teologic și o academie care pregătesc viitorii călugări și preoți. Clădirile mănăstirii găzduiesc numeroase conferințe teologice și sinoade bisericești. Acestea întrunesc cei mai de seamă reprezentanți ai preoțimii, ai monahismului și ai mirenilor pentru a discuta problemele vieții bisericești. În anul 2001, când Sfânta Mănăstire și-a aniversat 950 de ani de la înființarea sa, o mulțime mare de pelerini au sosit aici din numeroase țări. Acea aniversare glorioasă a țesut trainice legături sufletești între mii de inimi de credință ortodoxă din întreaga lume. Pe de o parte, suntem fericiți că în acești 950 de ani, Lavra Pecerska a supraviețuit păgânismului, ateismului, invaziilor tătare și ruinării cauzate de vandalii istoriei. Este bine că mănăstirea noastră a rămas un bastion puternic al ortodoxiei. Pe de altă parte, este trist să vezi cât de barbar au fost tratate aceste sfinte lăcașuri. Suntem fericiți că am avut mult de lucru, că am suferit ca să le apărăm. În al prea sfințitul Pavel, arhiepiscop al Vișgorodului și stareț al Lavrei Pecerska din Kiev, cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Felul în care ne respectăm locurile sfinte reflectă modul nostru de a ne respecta istoria și ne influențează întreaga viață viitoare. Timpul va trece și într-o zi, privind bisericile și clădirile refăcute, oamenii își vor aminti de cei care au lucrat aici și vor spune: Dumnezeu să-i apere și să-i mântuiască, iar pentru cei adormiți vor zice: Domnul să ierte și se odihnească. Aceasta este cea mai mare răsplată pentru noi. Suntem foarte fericiți că trăim niște vremuri în care putem face ceva pentru Domnul. Ruga ne este umilă, dar măcar putem face ceva. Asemenea unui diamant prețios așezat într-o coroană regală, Lavra Pecerska din Kiev, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, strălucește de frumusețe și mărire duhovnicească în istoria Bisericii Ortodoxe. Preluând rânduiala Sfântului Munte Athos și a răsăritului ortodox, Lavra a devenit leagănul monahismului rusesc. De-a lungul atâtor secole, ea a întărit spiritul poporului nostru prin
prin exemplul ei de dreptate și credință. Iar astăzi, venind la Sfânta Mănăstire, sorbim apa vie a credinței și curăției din Sfintele sale fântâni. Ne închinăm adânc în fața celora care ne-au oferit acest măreț sanctuar prin nevoințele lor, slujindu-L pe Dumnezeu. Ne închinăm Domnului Atotputernic, Preacuratei Maicii sale și tuturor Sfinților. Яко беззаконие мое знаю, грехом предо мной и своим, Тебя единым совершив, лукаю пред Тобой сотворив, яко да пройдишься во славу всех, и пробудишь им да Această casetă a fost editată cu binecuvântarea preafericitului Vladimir, mitropolit al Kievului și al întregii Ucraine, primat al Bisericii Ortodoxe Ucrainene, și a excelenței sale Pavel, arhiepiscop al Vișgorodului și stareț al Lavrei Pecerska din Kiev, cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Ați urmărit prima parte. Urmează partea a doua.